Salutare, moldoveni și dragă diasporă frumoasă! Ați fost extraordinari! De orice colț al lumii, de unde vă se afla, ați făcut un gest extraordinar că ați fost la votare. Nu am fost, am lipsit prețele de socializare. Fiecare cu motivul lui, am încercat să nu mă implic în această alegere și în acest referendum, cu motivele mele personale, dar nu sunt de supărare, nu sunt motive negative. Dar am vrut pur și simplu să mă dau într-o parte. Eu personal, ceea ce am și cu cine am, sunt cu oamenii care bârfesc pe rețele socializare și oamenii care scriu minciuni de dimineața până seara. Și în acest moment am avut niște filmulețe care le-am postat, cum am fost insultat atât de tare de unii activiști. Ei nu sunt politicieni, eu știu că sunt niște oameni simpli care nu prea au minte, dar vreau să arăt rețele socializare și am vrut să văd reacția oamenilor. Și reacția oamenilor a fost foarte, foarte neplăcută. Nimeni nu a spus nimic, au stat toți așa într-o parte și râdeau despre cum cineva a insultat familia, copiii, părinții și tot. Toți au stăcut. Iar că ieri a fost un filmat într-adevăr interesant când i-am spus că mănânc plăcinte. Da, pentru că duminică stau acasă, mă odihnesc, stau plăcinte. Și toată lumea, ieși la vot, că de ce nu te duci la vot? Băieți, eu n-am nevoie ca cineva să mă îndemne unde să mă duc eu. Eu știu de unde vin și unde mă duc. Cineva îmi scrie acolo mesaje de tot felul. Una, că am fost în haine naționale, am trecut la alegeri, că unii patriotismul meu. Băi, patriotismul a rămas în mine. Nu are nevoie să-l scoateți, să-l închideți, să-mi faceți altceva. Ia că vă gândiți-vă. Că la aceste alegeri foarte mulți oameni că au urmărit așa dintr-o parte, au votat nu la referendum. Dar v-ați pus întrebarea de ce? Eu cred că voi nu v-ați dat seama de ce. Dar eu vă spun așa dinainte. Pentru că s-au insultat zeci de oameni. Și toate mesajele urâte care au fost scris pe rețele socializare și de unii blogeri care dimineața până seara au aruncat rahat în oameni. Deci oamenii au simțit lucrul ăsta. Și aparte de aspre. De fiecare dată ați jignit diaspora, dar diaspora v-a scos din rahat. A ieșit la referendum, a ieșit și a votat pentru parcursul european și pentru Maia Sandu, mulți oameni. Dar unde sunt legile pentru diaspora? Unde este mulțumirea pentru diaspora? Nu-i. Cum a fost făcut campania electorală în diaspora? Noi știm acolo, în câteva orașe, numai unii a putut să facă campania electorală. Alții n-au putut pentru că au fost la muncă. Cum a fost primită diaspora acasă? Voi v-ați întrebat? Dar eu vă spun acum, pentru cei care îmi scriu mesaje, în acest an am fost acasă și copilul meu a vrut să participe la trânta pentru un coșel acolo în sat. Pentru că a vrut să participe la în sat. Știți ce rezultat am avut? Domnul primar din Sănătăuca, dar cum ați spun? Că acum ești la pasma ta. I-au spus că nu, că nu învață la școală în Sănătăuca. Și copilul meu nu a fost posibil să intre. Am încercat să vorbesc cu consilierii din localitate. Am spus, hai nu, că noi nu știm, dar noi nu știm, dar noi nu am fost acolo, noi nu știm ce s-a întâmplat. Copilul meu a plâns un kilometru jumătate până acasă, îmi spune, tata, a îmblat pentru Maia Sandu, a îmblat pentru toți și mie nu mi-a dat voie. Știți ce îmi spune copilul meu în față plângând? Mi sunt țâților. Îmi spunea că suntem străinieri în Italia și suntem străini acasă. La tot ce am făcut eu, la tot ce am făcut și am vrut să aduc o critică, m-ați insultat. Dar ieri cel mai tare, să-mi spuneți voi unde să mă duc eu și pe cine să votez eu. Băieți, am și eu un limit în viața asta. Și eu m-am comportat foarte frumos, mulți, gentil cu toți. De diaspora mulți v-ați sters fundurile. Și în localități, și în sate, și în raioane. Dar acum, vai, diaspora v-a salvat. Diaspora toată vremea a salvat. Pentru că cei oameni care au plecat din țară, toată vremea trăiesc cu inima la țara lor. Voi ați adus 7 deputați în Parlament și când am să-i critic, îmi săreți în cap toți. Și unii sunt legile pentru diaspora? Unii mulțumire pentru diaspora? Veniți odată la 4 ani și ne promiteți, vai că vin rușii, vai că vin turcii, vai că vin evrei, ba vin musulmani, vin cecenii, vin Wagner peste noi. Noi 20 de ani de zile am plecat din țară. Și mesajul ăsta e reflectat pentru oamenii care ieri mi-au scris mesaje și îmi spunea, dar cum ați votez Radu Buimistru? Că mai bine să nu se ducă la Radu Buimistru la alegeri. Și nu știe cine să-l voteze. Băi, voi sunteți mintiți toți.
Și mă adresez la cei care mă insultă toată vremea prin țările socializare, pentru că este pentru dânșii. Eu vă dăi Dumnezeu de dimineața până seara să vă scrie oameni la tot ce am făcut eu, să vă insulte familia, copiii, fumeia și tot, care ați făcut-o voi. Că niciunul nu v-a cerut scuză. De fiecare dată când m-ați telefonat la un telefon, v-am răspuns la toți. Gentil și v-am rugat, registrați chemata asta, registrați telefonul ăsta ca să nu am dubii. Dar voi nu. Ieri s-au găsit patrioții Moldovei să-mi spună că eu trebuie să mă duc la votare. Eu știu și cine să votez și cum să votez. Așa-i? Dar când la alegeri locale, când diaspora a venit acasă să înainteze la primării, cum i-ați primit? E, dar nu, că el e din diaspora, că el n-a să voteze. Dar nu veniți voi acasă, noi să votăm tot mai ghinunul care știm că e de pe loc. Nu, că noi suntem din cosmos, de pe Marte venim. Nu tot acolo ne-a născut? Toată vremea s-a avut rău cu diaspora. Dar diaspora v-a scos de rahat. Oamenii le-a dat kilometri, au venit să-și facă datoria. Și stimă lor la toți oamenii, la toți moldovenii. Bravi care au ieșit la votare. De noapte, de la 6, la 7, la 4 s-au sculat. Au făcut mii de kilometri. Voi știți ce înseamnă lucrul ăsta? Voi trebuie să-i mulțumiți în genunchi pe diaspora. Câți bani au trimis oamenii acasă, câți ani au suferit oamenii psihotare. Pentru că duc dorul de țară, dar voi a scuipat de fiecare dată diaspora. Și acum, vai, fără diaspora că au votat. Dar știți problema, că acum ar trebui să închideți gura și înțelegeți un singur lucru de la diaspora. Că diaspora, care a votat nu Europa și poate nu Maia Sandu, a votat Renato Sate sau altcineva, au votat-o din cauza că nimeni nu e reprezentat în diaspora. Nimeni nu e ascultat, nimeni nu a făcut mese rotunde, nimeni nu a chemat la diaspora, la sfat cu diaspora. Dar știți din care motiv? Pentru că la ambasade și la consulate sunt un grup de oameni care se prezintă dimineața până seara la ambasadă și al întreg de-am atac și întrebare venit să te întâlnești cu grosul. Ei, dacă nu, pe noi nu trebuie să ne prezentăm la ambasadă ca să fim la număr. Și normal. Întreabă gros o întrebare, nimeni n-are nicio întrebare. Tăți liniște. Și prin toate ambasadele, de domn gros. Pentru că mă, nu știm, numai eu am vorbit cu dumneavoastră afară, pe două ore. Că bodyguardzii nu știu cum să ne dispartă. Așa e domnul președinte Parlamentului. Doamna Ecaterina, membra PAS-ului, dumneavoastră ne-ați promis că o să fie lucrurile bune și vă cred. Că la dumneavoastră în oficiu dimineața până seara telefonul sună că oamenii dacă au votat pe Maia Sandu sau au votat PAS-ul se rezolve tot până și hatul în grădină cum se mute. Da, lumea la noi e diversă. Dar asta nu este mesajul ăsta. Eu aștept să mai tac vreo două zile și după două zile am să fac și eu ca un prieten de-a meu de la Nord care e un bun prieten. Chiar dacă noi am fost adversari politici, dar ne-a respectat. Nu ne-am insultat, nu ne-am jignit, dar ne-am respectat ca adversari politici. Și comportamentul domnului Igor Americanu, care vreau să-l pomenesc acum, este un politician de o clasă. Eu cred toți bloggerii care l-au insultat, nu-l cunosc și nu-l știu. El și-a făcut maestria lui și datoria lui care a făcut. Unicul om, când m-a lovit toți în cap în Moldova, unic om care m-a susținut, unic om care m-a sunat, politica e așa, nu te bagam politic. Și spuneam, eu nu vreau să fiu altceva, băi, am avut o ocazie să mă întorc în localitatea mea de Baștină ca să fiu un primar, nu altceva, dracului să știu. Și m-a slovit toți din toate părțile, și pe la spate, și prin față, și prin tor. Trădători, vă numesc trădători pe toți. Că nimeni nu s-a avut curajul să vorbiți în față, numai pe la spate. Asta-s vreo, da? Asta s-a primit. Eu știu pentru cine am votat. Știu pentru cine ați votat data viitoare. Dar voi, băieți, luați o lecție din lucrul ăsta. Pentru că eu am fost un băiet blajin, cu minte, v-am lăsat pe toți. Mi-ați insultat, încă o dată, repet, mi-ați insultat familia la greu, mulți. Și contul trebuie pus pe masă. Nu-i nimic. Au rămas două săptămâni, mai repede două săptămâni. Dar după două săptămâni, toate cuvintele urâte care le-a scris în privat și m-a insultat familia,
Eu am să le fac vouă. Am să vorbim de prim-ministru cu relația de la Râmnița, de la topirea metalului, cum de și interes au cu gazul acolo în Transnistria. Multe lucruri trebuie vorbite, da? Trebuie vorbite, nu, domnul prim-ministru? Și o să vorbim de multe, de justiție, o să vorbim cum ați dat afară prim-ministrul Republicii Moldova, ca să ați prostit-o și mi-au spus oamenii că a fost foarte perfect la numere, avea un control, așa e, domn prim-ministru. Multe avem de vorbit, dar am tăcut până acum, am făcut-o prostul și m-ați făcut toți ca să sunt prost, dar acum să vorbim despre toate. Așa că două săptămâni gândiți-vă, dacă vreți să ne aduceți pșișitul ăla de procuror și vreți să salvați ceva în Republica Moldova, treziți-vă acum, nu insultați oamenii, nu bătjocoriți diaspora și adresați-vă frumos la oameni ca să vie să voteze. Pentru că dacă în Transnistria votează pentru integrarea europeană mai mulți ca în Republica Moldova, băieți, voi aveți probleme grave. Voi aveți probleme grave în Republica Moldova. Și asta mă adresez într-adevăr la toți. La toți. Asta am vrut să vă spun. Eu acum seara am decis să amân videolețul meu, nu vreau să apar cumva negativ, dar vă promit, peste două săptămâni o să încep a face live-uri și o să încep a vorbi. Pentru că n-am ce pierde. Acum chiar ne-am decis soarta vieții mele, indiferent ce s-au întâmplat, de toate mesajele voastre. Dar am să vă port de grijă la toți, cei care mi-ați purtat până acum de grijă. Când s-a operat la o mână, și fac 2000 de kilometri cu o mână să-mi duc familia și încolo, nu are nimeni grijă. Nimeni nu scrie un mesaj, ce s-a întâmplat, Radu, ți-a fracturat mâna, nu! Ia ca și nu nimic, băieți. Și vreau să spun că toți care au scris mesaje până acum au fost unii din prietenii mei care mă cunosc foarte bine, pentru activitățile mele, pentru ideile mele. Și voi să fiți primii care ați lovit în mine și voi sunteți primii trădători în țară. Dar să știți, ca seara doamnă și-o permis, nici nu vreau să te cunosc, nici nu vreau să am nimic cu tine. Mata nu ești o moldovancă, mata ești un putregai a societății moldovenești și mai faci parte din politică. Ardiști am adus în politică. Și de atâta Moldova șchiopătează și noi și-ai plecați, nu destul că trimitem bani acasă și ajutăm țara. Dar și la votare trebuie să ieșim masiv, cu noaptea, să facem kilometri, salvăm de rahat pe cineva. Și iară să-i salvăm. Și pe două săptămâni, iară să-i salvăm. Că tanto, numai nu putem să salvăm. Ei fac sărbători, chefuiesc între dânșii, fac alianță între dânșii, prin raioane, prin sate. Dar noi, diaspora, hai să luăm jubul și să-i ajutăm. Da. Noi suntem sclavilor. Dar ei, nici măcar o lege pentru diaspora, nu sunt grat să fac. Și pe urmă să plâng toți ca și ei din diaspora au votat nu. Eu știu oameni care au votat nu. Dar mi-au spus foarte verde în ochi. Vrem pățvie, Renato, să te schimbi ceva în țară, că mai nu faci nimic. Mi-au spus, băieți, deciziile voastre, da? Dacă considerați că așa e mai bine, faceți așa. Și oameni care data trecută erau cu mine alături și votau Maia Sandu, votau pentru PAS. Azi au votat pentru nu, pentru Europa și nu pentru Maia Sandu. Și îmi pare rău cu oamenii ăștia, sunt oameni bravi. Dar mi-a spus, băi, da, Bradu, pe tine cum te-au fricat? Așa înseamnă că ne freacă și pe noi. Și nu vrem să ieșim nici la votare, nici asta. Și vreau să vă amintesc, cei care spuneau că numerele. La Roma s-a votat foarte slab. Data trecută au fost 3.000 la o secție de votare, anul ăsta au fost 2.000 la o secție de votare. Deci a fost puțin. Deci așa că în primul tur. Într-a doilea tur. Ieșim să le arătăm mușchii, toată diaspora, o dăm încă o dată, dar ieșiți toți, votați, nu, indiferent am cum vă zic, dar ieșiți odată toți, le arătați la toți moldovenii și la toți care v-au mâncat, v-au scuipat și au vorbit de rău de diaspora, odată, ieșim toți odată, ca să nu le ajung buletin de vot, le arătăm că noi suntem într-adevăr diaspora o putere, dar așa de mare, că ei trebuie odată și odată să ne mulțumească, dar cu capul a plecat diaspora, pentru că meritați, dragi moldoveni, plecați din toată lumea. Trebuie să pleci capul în fața la diaspora, și președintele, și parlamentul, și prim-ministru, toți. Datorită diasporii, țara și ea încă mai are valoare. Dar fără diaspora, țara e moșirul complet. Mulțumim frumos, știu că am vorbit, dacă nu mai putem atâta.
O să avem noi grijă de blogeri, o să avem toți. Acum o să fac și eu, o să mă insultați ca Grișa Manole, o să mă fășesc diferite, dar eu nu mă tem și așa am grijă de fiecare. O zi bună!